un act sexual ca pe o desfrânare, ca pe un păcat, ca pe o greșeală. În niciun caz. Pentru că este un mijloc de explorare, un mijloc de comunicare, un mijloc de exprimare a sentimentelor. Nimeni nu le vorbește de valorile morale, nimeni nu le spune, este bine să fii abstinent. Nimeni nu le spune, uite la ce te expui, toată lumea le spune, poți să faci sex, e ok atâta timp când nu rămâi însărcinată. Dar nimeni nu le spune, dar dacă faci sex, te poți expune unor boli, fizice sau psihice, multe incurabile. Despre cele fizice le știm, nu cred că are rost să mai... Haideți să discutăm puțin despre cele care atacă sufletul, pentru că cele fizice deja se știu, poate dacă vreți putem să vorbim și despre ele, dar haideți să ne... La ce boli se expune tânărul care face sex în exces, care practică sexul în exces? Se expune nu mai practicând sexul în exces, ci având mai multe relații premaritale. Relațiile premaritale nu fac decât să scadă încrederea în celălalt partener, pentru că toate s-au terminat cu un eșec, nu au rămas împreună, nu? S-au simțit doar obiecte. Băieții sau fetele au fost obiecte de furnizat plăceri. Și atât. Se încurajează în modul ăsta relațiile mai slabe de tip coabitare, de tip concubinaj și ajung să li se fragilizeze foarte mult psihicul și să facă depresii. S-a constatat că a crescut foarte mult rata depresiilor în rândul adolescenților care și-au început viața sexuală. Și că sunt foarte frecvente tentativele de suicid. Am foarte multe cazuri de adolescente care au tentative suicidare la care în trecut fetele nu apelau. Erau apanajul doar al băieților și al bărbaților. Și bărbații, în general, se spune în literatură, că apelează doar la tentative extrem de violente, care duc în mod sigur la moarte. De exemplu, aruncarea de la înălțime, aruncarea în fața trenului, ștrangularea, spânzurarea. Iar fetele, de obicei, alegeau metodele cosmetice, intoxicații medicamentoase, nu știu. Ei, acum fetele recurg la metode violente, deci sunt extrem de fragile. De ce fac acest lucru? Din cauza eșecului sentimental. Da, are vreun joacă un rol și încercarea aceasta de nivelare între sexuri care se practică așa zisa egalitate de gen? În care e sexele... posibil, e foarte posibil. Pentru că eu văd și mă îngrozesc. Văd femei prin instrumentul de propagandă al acestei mișcări care este Hollywood-ul la televizor, vezi femei care sunt niște mutanți genetici. Femei cu mușchi, cu bicepși, cu tricepși, cu quadricepși, femei care bat ca Jackie Chan. Adică astea sunt niște... Se propovăduiește un fel de un model mutant genetic. Eu nu pot să o recunosc pe persoana aceea nici ca femeie, nu pot să o recunosc nici ca bărbat, nici într-un caz. Și atunci stau și mă întreb văzând tiparul acesta, nu vă mai spun că s-a început rescrierea istoriei. Se caută în demență, prin istorie, personaje feminine care să fi făcut ceva, să fi luat, nu știu, în loc de acu de cusut, să fi luat, nu știu ce, sabia în mână. Deci se rescrie istoria în așa fel încât să se spună că femeile au fost la fel de violente ca bărbații, că ce au băut bărbații au băut și femeile, cu cine s-au bătut, cu mongolii bărbații s-au bătut și femeile. Practic, se face o rescriere a istoriei. Are asta vreo legătură cu ceea ce a spus dumneavoastră? Că fete, în afară de ceea ce a spus că devin fragile din punct de vedere emoțional, are și asta vreo legătură? Că au devenit... Există posibilitatea ca anumite femei din lumea contemporană, sub impulsul acesta, să fi devenit puțin mutante din punct de vedere măcar emoțional? Da, e foarte posibil. Având în vedere că tot timpul se promovează ideea asta că suntem egali, dar... Suntem egali în fața legii, în fața lui Dumnezeu. Exact. Nimeni n-a contestat dar vreodată asta. Nu avem toți aceleași abilități. Nu putem să ne însușim niște abilități masculine și nici bărbații nu poate să-și însușească niște abilități feminine. Ceea ce se încearcă acum, într-adevăr, mie mi se pare crearea unei mutant. Dar e un mutant. E un mutant. Și din păcate, vedeți, sunt foarte multe... Eu am văzut femei... Eu am fost profesor la un moment dat și am văzut fete care doreau să meargă în armată. Să devină soldățele. Femei soldat. Dar serios, deci este o mutare puțin și nu știu cui o să folosească până la urmă. Pentru că
se spune în, când teologii discută de ce Dumnezeu a luat, de ce Adam, Eva a fost luată din coasta lui Adam, cea mai plauzibilă explicație teologică este aceea că dacă Dumnezeu ar fi făcut creația din nou, adică ar fi mers ca la Adam, ar fi luat pălut, ar fi, deci modelul acela, și ar fi făcut o nouă om, femeia, și n-ar fi avut nicio legătură cu Adam, ar fi fost două specii diferite. Ar fi fost doi începători de specie diferiți. Uh-huh. Ori Dumnezeu a făcut pe femeie din Adam, simbolic vorbind, cum prezintă referatul biblic, tocmai pentru a fi o legătură între ei. Tocmai, și a făcut-o din coasta aceea, la inimă, adică tocmai pentru a fi o legătură între ei, pentru a fi o legătură de ființială, ca să nu fie doi străini, ca să nu fie două specii diferite. Ori mie mi se pare, mi se pare ca teolog văzând problema, și aș vrea să spuneți dumneavoastră părerea din punctul de vedere al celor care lucrează cu psihicul, că se încearcă, de câte cineva, nu știu cine, se încearcă o ruptură existențială între cele două sexe, între cele două genuri. Se încearcă o ruptură în așa fel încât bărbatul și femeia să fie de lumi total diferite. Da, nu neapărat o ruptură, ci mi se pare că se încearcă ștergerea identității. Identității de femeie, identității de bărbat. Și a identității în general. A identității în general. Exact. Să, nu știu, devenim persoane lipsite de orice dimensiune spirituală, de orice libertate. Sub masca libertății, de fapt, promovăm altceva, da? De orice liber arbitru, nu mai suntem indivizi, ființe create după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, ci devenim indivizi care sunt adepți ai hedonismului, trăiește clipa, trăiește momentul, asta este în toate reclamele, sau știu ce fac, fac ce vreau, dar știu ce fac. Invitațiile acestea dezgustătoare la distracție, distrează-te, vino și bea, vino și dormi. Toate acestea sunt dintr-un șir de hedonisme, dintre acestea, pentru că fiecare om îi se inculcă ideea că, dom'le, dacă nu bei, nu faci sex, nu fumezi și eventual nu încerci o iarbă de asta, nu că nu ești cool, dar nu te distrezi, ești un idiot. Stai tot timpul, deci nu știi să te distrezi altfel. Pentru că dacă tu te așezi și asculți o muzică de, nu știu, de Albinoni, nu te distrezi. Aia e o chestie, faci tu pe șmecherul. Dacă vrei să te distrezi, trebuie să te dai cu capul de perete pe muzică de house, nu te distrezi cu Albinoni sau cu Mozart. Dacă citești o carte, aia nu e distracție, tata, asta este, nu știu, ești un tocilar. Vino și citești o carte de joc. Înțelegeți? Deci se transmite și este incredibil că se transmite și omul este subjugat de stilul ăsta de viață. Aș vrea să vă întreb, înainte de a face o precizare, dumneavoastră ați spus că relațiile foarte multe premaritale, întrucât ele sunt practic fiecare un eșec, pentru că e logic, dacă n-ai rămas cu cel cu care, nu te-ai dus la preot să te căsătorești cu cel cu care ai avut relația, a fost un eșec indiferent, că s-a terminat frumos, cu rămânem prieteni, cu ne rămânem prieteni. Aș vrea să fac precizarea asta. Biserica atunci când recomandă cu strictețe fecioria, abstinența până la căsătorie, da. Tocmai asta are în Sfinții Părinți, asta au avut în minte. Asta nu este vreo dorință perversă a călugărilor sau a preoților să-i vadă pe oameni stând suferind de ce au avut în minte, ideea ca tinerii să nu vină cu eșecuri dinainte. Ca să fie protejați. Da, i-a protejat să nu vină cu amintirea relațiilor eșuate, să nu facă comparații între actualul soț și vechiul, nu știu, iubit sau vechea iubită. Asta a fost motivația pentru care biserica a făcut în așa fel încât a recomandat întotdeauna castitatea celor care... Și acum vine întrebarea. Credeți că pe fondul acestor eșecuri, pe fondul acestor rateuri în amor, se poate dezvolta și ceea ce se numește homosexualitate? Și care sunt... Are vreo legătură cu această tulburare de... Nu, asta e o idee pe care vor ei să o promoveze, probabil, sau o parte din... Dar care este... Originea, care este explicația homosexualității? Da. Atâta timp cât foarte mulți ani a fost inclusă la o tulburare a sexualității și a identității sexuale, deci este o anomalie. E o anomalie. E o anomalie.
E o anomalie. Pentru că atunci când o promovezi ca pe un fel de alteritate, ca pe un fel de alternativă la sexualitatea naturală, practic îi dai un fel de o generezi în actul creației, adică sugerezi că Dumnezeu a făcut oameni normali exact. Și homosexuali. Ori asta este inacceptabil. Este inacceptabil chiar și dacă citim Cartea Levitic, unde Dumnezeu spune foarte clar, îi ucis pe toți cei care fac acest păcat. Deci Dumnezeu se leapă de complet de acest... deci nu este El sursa. Și atunci nu poți să spui decât dacă nu crezi că Dumnezeu ar fi făcut lumea, că ei au fost... că homosexuali ar fi fost... deci ea este o anomalie. Și este prezentată, dumneavoastră spuneți că dacă elevul nostru va urma acest curs, îi se va prezenta ca o formă alternativă. Exact. De sexualitate, ceea ce este foarte periculos pentru el. E foarte periculos și părinții ar trebui să ia în primul rând atitudine. Chiar și cei care îl neagă pe Dumnezeu și nu sunt credincioși. De ce? Dacă ar fi să supunem rațiunii cele 10 porunci, și am face o paralelă cu indicatorii statistici ai degradării unei societăți, vom constata că toți acei indicatori statistici își au punctul de plecare în cele 10 porunci. Să nu furi, câte furturi au avut loc anul ăsta, să nu ucizi, câte crime, să nu desfrânezi, câte avorturi, câte divorțuri. Să nu-ți disprețuiești părinții. Să-ți cinstești părinții, câți bătrâni sunt abandonați. Da, e plin. Iașul este plin. Eu am lucrat 10 ani în Iași. Este plin de exact, bătrâni abandonați. Exact. După o scurtă pauză publicitară, aș vrea să vă întreb un lucru pe care ajungi la acest moment al discuției noastre. De ce în școală? Aș vrea să vă întreb de ce facem această educație în școală, pentru că dumneavoastră vorbiți aici ca medic, de ce să nu fie îndrumați toți elevii aceștia ai noștri la dumneavoastră despre și mai ales să le spuneți telespectatorilor cine face în școală. Pentru că mă gândesc că dacă totuși s-a făcut această lege, dacă s-a ajuns până aici, ar trebui să facă cineva de specialitate. După o foarte scurtă pauză publicitară, aș vrea să discutăm și aceste aspecte.